Ani? 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 Ani, unde ești? N-ați văzut-o pe Ani? Ani? Mă, și era aici, mă. Unde, mă? Ani? Ani? Nu e, mă. A, mă, Ani, mă. Unde ești, mă, Ani? Ani? Ani, te rog eu frumos. Ani, te rog eu frumos. Ani, dacă auzi mesajul ăsta, te rog frumos, vino la Suceava, Ani. Nu ne lăsa. Suntem, te rog, Ani, nu ne părăsi. Ani. Nu știi cine e Ani, nu? Ani este cea mai periculoasă doamnă care a existat vreodată. Cea mai periculoasă doamnă de care se tem toți aleșii locali. Oi, 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 oi. Eu o aștept la Suceava. Urmăriți materialul ca să vedeți de ce. Și vă rog să comentați, un share, un like. Face foarte mult pentru echipa News Bucovina. Urmăriți materialul și dacă o auziți pe Ani, o vedeți pe Ani, spuneți Suceava, Nord, Bucovina, da? Da? Eu mă duc, o mai caut. Ani, Ani! Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit. Ce se vede aici, doamna Daniela, să vă dau la o parte frumusețea asta de corcodușosul, e un clopot. Îl vezi? L-ai văzut, da? În această prea frumoasă dimineață, întrebarea mea este pentru cine bat clopotele la Suceava. Și să vă spun de ce, dragilor. În ultima ședință de Consiliu Local, să mă ierte domnul rector Valentin Popa, iar e vorba despre instituția domniei sale, dar acum domnul Popa nu este vinovat. În ultima ședință de Consiliu Local, dragilor, președinte de ședință a fost doamna Anca Sidor Gâtlan, Partidul Mișcarea Populară. Ca să înțelegem foarte clar, hai să dăm cumva ca să nu fie cu soale noi, ne ascundem sub corcoduș. Deci doamna Sidor Gâtlan era președinte de ședință, PMP. La ședință mai erau prezente încă trei doamne. Doamna Sanda Maria Ardeleanu, fost deputat PNL de Suceava, făcătoare de legi în Parlamentul României, două mandate consecutiv, da? Să ne înțelegem că, deci, femeie care știe despre ce e vorba, cadru didactic la Universitatea Suceava, atențion! Doamna Sidor Gâtlan, profesoară și ea, cadru didactic la Universitatea Suceava, atențion și aici! Pe partea cealaltă de masă era doamna Lorena Buburuzan, șefa de la achiziții la Universitatea Suceava și, bineînțeles, viceprimarul Sucevei, doamna Teodora Munteanu, care deocamdată n-a comis-o de data asta, un lucru minunat și excepțional, ținând cont că de întreg scandalul cu motocicleta, știți, când a pus un bilet la tombola organizată de primăria Suceava, a câștigat motocicleta, a luat, a trebuit să o dea înapoi. Dacă o fi dat-o, dacă nu o fi dat-o, eu cred că a dat-o înapoi, cred că s-a ținut de cuvânt. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Dragii mei, ce se întâmplă în Consiliul Local Suceava? În Consiliul Local Suceava apare o adresă din partea Universității Suceava, Universității Ștefan cel Mare, prin care aceasta anunță că împlinește 60 de ani de la înființare, un lucru extraordinar, să aplaudăm, felicitări Universitatea Suceava, și că ar vrea să organizeze un mare spectacol, un foc de artificii. A fost o întreagă discuție în Consiliul Local. Bă, foc de artificii, țânga, țânga, hai să facem ceva frumos totuși universitatea aia, că nu avem bani, că nu avem bani de drone, că nu avem bani de majorete. Discuțiile din cadrul Consiliul Local Suceava. Măi, hai să le dăm niște bani să facă foc de artificii. Știi cum sărbătorim? Pentru un prea frumos foc de artificii. Cât să fie? Cât? Doamna Daniela, bună dimineața. Nu v-am luat așa repede, nu v-am salutat. Câți bani credeți că au dat consilierii locali suceveni pentru un foc de artificii ca să sărbătorim 60 de ani de universitarism la Suceava? Mulți. Mă, pinde acum, pentru unii mulți, pentru unii puțin, vreo două salarii de-a primarului Sucevei, 50.000 de lei. 50.000 de lei, ca să ne înțelegi, salarii brute a primarului, nu salarii așa. Ei, ca și cum primarul avea salarii brut, salarii net. Știi? Dar, ca să înțelegem cum funcționează, Consiliul Local Suceava votează alocarea sumei de 50.000 de lei pentru organizarea în prea frumos foc de artificii cu ocazia împlinirea 60 de ani de către Universitatea Suceava. Hop, surpriză! Și aici încep discuțiile. Cine votează? Că e foarte important. Bună dimineața, să rămână. Hristos s-a înălțat. Filmează cine ne salută, mă. Serios, vedeți că o să creadă lumea că vorbesc singur. Este foarte important, doamna Daniela. Îți dai seama ce se vede pe cameră? Că eu dau cu bună ziua, nu știu ce. Nu trebuie să... Da, dar se aude, dar trebuie să vadă lumea că... Păi zice că sunt neserios. Că sunt neserios. Și acum, discuții. Vine votul. Doamna Anca Sidor Gâtlan, cadru didactic universitar, cu două mâini în aer. Nu? Ți-a spus la început. Era președinte de... Ea a votat cu două mâini. Doamna Sanda Maria Ardeleanu
a vă dat cu o mână, dar cu cealaltă mână ținea la spate, așa că să fie treaba bună, îi dădea, aici îi dădea mesaj domnului rector, s-a rezolvat, se vin bani, vine banii, da? Că așa este, care este, legile care este ale educației. Singura personalitate din Consiliul Local Suceava care s-a prins că nu e în regulă ce se întâmplă acolo a fost doamna Lorena Buburuzan, șefa de la achiziții, da? Șefa de la achiziții, șefa la achiziții la Universitatea Suceava. Cum era să voteze până și doamna Lorena Buburuzan, cea care primea bani, își hotăra să primească bani de la Consiliul, iar dădea banii și ea făcea achiziția mai departe. Așa numai două doamne, cele două celebre doamne, doamna Sanda Maria Dean și cu doamna Anca Sidor Gâtran. Dar tu vezi ce sinonimie aici, Anca Sidor Gâtran, Sanda Maria Ardelean, e rimează. Cele două au votat, Doamne ajută să fie bine, domnul rector, ți-am zis, își dădeau SMS-ul, nu știu care a fost prima dintre ele care a dat SMS domnului rector, domnul rector s-a rezolvat, dam bifați, dați drumul la petarde, la petărzuri, nu? Ca să vorbim frumos, dați drumul la petărzuri să fie treaba bună, să nu avem discuții mai departe, să sărbătorim. Acum, e o problemă de integritate, dragii mei. Și de ce spun acest lucru? Și e o problemă foarte mare și gravă de integritate. O să spune, te-ai trezit, tu marele. Da, dragii mei, pentru că legea prevede acest lucru. Dacă ai un minim interes și doamna Sanda Maria Ardeleanu este cadru didactic la USV, Anca Sidor Gâtan este cadru didactic la USV, doamna Lorena Buburuzan este cadru didactic angajat. Sunt angajați ai Universității Suceava Ștefan cel Mare. Ele și-au dat bani lor ca să... Nu contează că banii aia pleacă pe boschet, pe tăiat iarba, pe fumat, pe petrecupiță în bălăgisme, pe artificuri, pe pătărzuri. Am zis bine, doamna Daniela? Ca să nu greșesc. Că România educată, așa trebuie să vorbești cu neconform cu gramatica limbii române și cu dexul. Că e păcat, altfel nu te înțelege lumea. Nu contează. Ele și-au dat banii lor. Au avut un interes direct. Motiv pentru care cred că se impune o întrebare, se impune o solicitare. Ani. Unde este Ani? Și ce aveți de gând să faceți, dragilor? Pentru că de aici și până ați dat singur, da? O bucată de teren ție societății tale comerciale, nu? Știi că a fost săptămâna tot așa, s-a dat o bucată de teren, un consilier local și a votat să se dea o bucată de teren către firma lui. Dar el n-a treabă. Și treaba are societatea juridică cu persoana fizică. Persoana juridică cu persoana fizică. Băi, de noapte minți la Suceava. Domnișoara Ani, Agenția Națională de Integritate, că la ea mă refer. Domnișoara Ani, vă rugăm frumos, descălecați un pic și la Suceava, înainte de focul ăsta de artificii, nu de alta, dar să fie bine, să nu fie rău. Le aplaud pe cele două doamne care și-au votat singurele acolo să le vină banul, ca apoi să îl dea mai departe, și o felicit pe doamna Lorena Buburuzan că a înțeles să se abțină și că a făcut acest lucru. În rest, la Consiliul Local Suceava, tot se poate. Doamna Daniela, tot merit, nu mai ia, uite așa, e un... Vrei să faci o broșurică cu turismul în Suceava? Cât vrei, doamna Daniela? 30.000 de lei? Vrei 40.000 de lei? Păi, ce vrei să faci? Vrei să faci o poză frumoasă cu primarul Ion Lungo? Să o pui pe... Faci un site frumos, îți dăm bani. Vrei să cumperi o mașină, de exemplu, hai să zicem, vrei tu să cumperi o mașină de 20.000 de euro la societatea de transport? O mașină pe motorină, nu o cumpărăm, ceva frumos la transport electric, full. Vrei să-ți cumperi ceva frumos, un dusteraș la 20.000 de euro? Să dau bani, nu e o problemă. Suceava mustește de bani. Veniți de-i luați. Da, domnișoara Ani, agenția, haideți un pic și la noi. Un share, un like face foarte mult. De aici, de la Suceava, de sub clopotul care serbează... Ce serbează, doamna Daniela? Că vine, la un moment dat o să vină și începutul sfârșitului pentru cei care cred că sunt Dumnezei pe banii noștri și pot să facă orice vor. Susținem.